Meditații la minut Destui părinți îmi pun întrebări legate de cum se dezvoltă la copiii lor toleranța la frustrare, toleranța față de reacțiile de nemulțumire pe care le au în comunicarea directă cu ei. Primul lucru pe care l-aș spune este că, de obicei, această preocupare trădează o oarecare intoleranță la părinte dacă dorim să antrenăm toleranța și orice alt lucru în copil, ar trebui să îl putem modela. Deci cumva să ne gestionăm întâi pe noi, înainte de a căuta să îi gestionăm pe ei. Totuși, dacă este să ne focusăm pe cum îi ajutăm pe copii, ar trebui să știm că câteva lucruri chiar ajută. O dată, faptul de a ne da seama și de a avea expectații realiste, de a ne da seama că este normal. Așteaptă-te la normalitate. Adică deci, faptul că el reacționează este un lucru cât se poate de normal. Dacă îl tratezi ca pe un lucru normal, copilul va învăța să-l gestioneze mai ușor. Al doilea lucru, include-l într-o poveste. Povestește despre lucrul ăsta și de obicei asta o poți face a posteriori. Când copilul este foarte supărat, cel mai probabil este că gestionarea va veni după momentul de supărare. Deci faptul de a numi emoțiile, faptul de a reuși să le incluzi într-o poveste despre da, ne mai supărăm, ne mai trece, cu siguranță însă că nu ajută foarte mult la gestionare și o confundăm adesea cu blocarea emoțiilor. Faptul de a striga la el sau faptul de a te purta cumva invalidând ceea ce el simte e o chestiune care îl face să-și blocheze emoțiile și asta nu înseamnă neapărat gestionarea lor. Și nu în ultimul rând, faptul de a încuraja în momentul în care observăm manifestări de gestionare emoțională. Dar și aici putem face excese. Ca să vă dau un exemplu, interacționând cu fetița mea, Eli, i-am spus la un moment dat, tate, ce-mi place mie că ne înțelegem bine întotdeauna. La care, după un moment, două de, de pauză, îmi spune, tati, uneori ne înțelegem, altor nu ne înțelegem, dar nu e niciun fel de problemă. Pe data viitoare, la meditații la minut.